Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Multiplayer. Astăzi o să vă arăt ce s-a adăugat recent în Car Parking 4.6.6. Dacă vă place și mai vreți episoade de genul, să strângem la acest episod 100 de like-uri. Dacă strângem 100 de like-uri, o să mai postăm. Deci, o să oricum și în episodul acesta o să vă arăt cum puteți băga Car Parking Multiplayer cu mod APK. Deci mod APK vă deblochează toate mașinile, inclusiv cele cu bani. Deci avem în prima și prima dată avem această Mazda RX-7 pe care ați văzut-o și în episodul trecut cu roleplay. Deci ce a fost adăugat la ea, farurile a fost schimbate, adică se ridică farurile, din câte ați văzut, uitați, ați văzut acolo. Avem acest Ford GT, nu știu, e oricum vechi, cel vechi. Deci avem și mașini, putem să-l facem și de poliție, deci așa. Avem acest Nissan CX, nu știu cât, să-mi scrieți voi în comentarii. Avem și aici o Lada, nici asta nu știu de care e. Tot așa, să-mi scrieți voi în comentarii. Așa, avem acest Hyundai Toyota, nu știu de care e. Tot așa, să-mi scrieți voi în comentarii. Deci mod APK îl include tot deblocat, deci tot ce ați avut voi cu bani. Mașini, inclusiv mașini, caractere, claxoane, motorul ăla mare de 400 de mii sau de cât era acolo, de V16-le. Păi hai că să vă și arăt cum se bagă mod APK. Oricum aveți un link în descriere de la acest site. După ce ați intrat pe linkul din descriere, o să vă dea pe acest site. Dăm în jos, în jos de tot, jos de tot, nu, nici chiar așa de jos, până aici. Aici o să vă dea două iconițe de gen, nu știu ce scrie cea sus, car, și jos scrie Car Parking Multiplayer 466 și ceva în rusă de mod APK. Dăm pe el. Așa, după aia o să ne duc aici, dăm pe ăsta albastru. Dăm pe ăsta albastru și o să se încarce chestia asta. Haideți să și așteptăm un pic să se încarce, ca să vă arăt exact cum să îl băgați. Nu trebuie să... linkul ăsta l-am găsit și eu la cineva, Mashek Abdul, dacă-l știți. Și azi să-l fac și eu. Poate să vă ajute pe unii dintre voi, pentru că poate unii sunteți mai mici și nu prea știți. Haideți, mă, încarcă deodată. Se încarcă un pic mai greu. Bun, după aia o să vă dea asta descarcă. Eu mai am o dată instalat, așa că mergem la aplicații, la altele, la descărcări. Voi o să vă arate aici. Aici o să vă arate voi că s-a instalat. Eu o să dau aici la descărcări, pentru că aici l-am eu, pentru că l-am mai amulat instalat, și o să ne dea Installer Car Parking. O să dăm instalați. Se instalează puțin mai greu pentru că are multe chestii, pentru că are și varianta de mod APK și varianta normală. Deci, da. Haideți să vedem dacă se instalează. Cu acest mod APK nu vă riscați contul, pentru că dacă nu vă conectați cu contul vostru, este totul ok. Deci să nu vă conectați cu contul vostru de Car Parking, pentru că vă riscați să vi se baneze contul. Deci dăm deschideți. Așa, dăm close, understood. Dăm permiteți. Aici nu înțeleg ce are, ceva bug. Dar oricum dați de la understood. Și o să vă apare acolo normal și mod APK sau mod.
voi dați pe mod și tot așa îl instalați ca și instalerul ăsta de car parking. După aia vă duceți în car parking. Așa vi se încarcă frumos. Bam, voce la setări, dați la English ca să vă deblocheze tot. Că așa aveți doar modul cu bani, nu mașinile. Deci tot ce trebuie să faceți, intrați în car parking, dăm la setări și la English. Sau la ăsta și ăsta. Și totul este gata. Deci, cam atât a fost și cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost The Grump și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!